Și mi-a zis, bă, Gigi, să te duci la Maglavit. Acolo s-a arătat Dumnezeu pe pământul României. Atunci am crezut, cum și tot timpul am crezut, că așa este. Acum, după ce am și avansat și eu puțin de la grădiniță, să zicem, la școala primară, pe calea duhovnicească, am altă viziune, că știu ce înseamnă, că Dumnezeu nu se arată, că nu există om care să-i se arate Dumnezeu și să rămână viu. Nici lui Moise nu i s-a arătat.